Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public, vă spune Dan Moșteanu. Bun, în această seară în studio practic sunt singur, dar o să încercăm să facem un tur al oamenilor politici, pentru că astăzi PSD a introdus prima moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. S-a numit ea România eșuat, așa cum vedeți dumneavoastră pe ecran. A eșuat, poate trebuie să schimbăm ghilimele. România eșuată este titlul moțiunii de cenzură. A eșuat că a eșuat. E în regulă. PSD astăzi avea nevoie de vreo 234 de voturi. Au fost duse câteva negocieri intense de către Marcel Ciolacu. S-au stabilit undeva la 203 voturi plus neafiliații, da? Undeva la 205 voturi. USR Plus și cu PNL au stat, cum s-ar spune, în bancă. A fost o decizie așa hotărâtă a partidului. Dom'le, noi asigurăm quorum, dar nu o să votăm. Asta pentru a nu exista trădări. Deci, iată, și din partea coaliției de guvernare e perfect titlul. Din partea coaliției de guvernare există semne de întrebare. Nu a trecut moțiunea de cenzură România eșuată. Așa cum spuneam, a eșuat. Nu știm care ar fi motivele pentru care nu s-a reușit o majoritate în Parlament. Sau motivele sunt foarte simple. Alianța USR plus PNL este o alianță statornică, să-i spunem așa. Vom încerca astăzi să intrăm într-o legătură directă cu președintele PSD Gorj, domnul Mihai Weber. O să trecem și pe la PNL. O să încercăm să intrăm într-o legătură directă și cu domnul Radu Miruță, președintele USR, în același timp deputat USR de Gorj. Până una alta, aș vrea să vă citesc câteva lucruri pe care președintele PSD Gorj, domnul Mihai Weber, le-a postat astăzi. Zice așa domnia sa: guvernul taie investițiile pentru dezvoltarea localităților. Ministerul Dezvoltării a epuizat creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL, pentru anul în curs, ne anunță ministrul Ceche Atila. Prin urmare, în timp ce premierul Florin Câțu este în campanie electorală pentru șefia PNL și se laudă că toate investițiile care sunt în derulare prin PNDL vor merge mai departe, că facturile vor fi plătite, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației îl contrazice, informând primăriile printr-o scrisoare că au fost epuizate fondurile din PNDL pentru anul în curs. Deși vara este cel mai bun sezon pentru construcții, ministerul recomandă sistarea lucrărilor. Asta înseamnă încă un an pierdut și multe firme care vor fi băgate în faliment. De fapt, această scrisoare transmisă OAT-urilor, prin care acestora li se comunică faptul că, iată, creditele bugetare alocate au fost epuizate, demonstrează incompetența acestei guvernări și modul neprofesionist în care a fost construit bugetul. Deci cine minte? Se întreabă domnul Weber, ministrul dezvoltării, atunci când anunță primarii că s-au epuizat fondurile, sau premierul Câțu când afirmă că fondurile vor fi plătite. Este inadmisibil ca premierul să aibă un discurs public total diferit față de ministrul care gestionează aceste fonduri. Spune astăzi domnul Mihai Weber, președintele PSD, deputat PSD de Gorj în același timp, pe pagina sa de socializare. Îl avem la telefon și vom încerca să intrăm într-o legătură directă cu domnia sa. Bună seara! Bună seara! Bună seara! România eșuată a eșuat, ca să intru direct în subiect. Domnule președinte, ce s-a întâmplat? Păi, e o regulă simplă, e vorba de o adunare, o matematică. Știam foarte bine că mai trebuie un număr de voturi astfel încât să adunăm cele 234 de voturi necesare. Ne-am făcut datoria, am arătat lumii, am făcut o radiografie exactă, am arătat României în ce situație suntem. Sigur, asta este situația. S-a acceptat, e voința unora de a fi, de a conduce, de a se afla vremenic la guvernare. Problema este că înțelegem democrația, știm foarte bine că totul este ciclic, că mai devreme sau mai târziu vor părăsi această guvernare, însă este o îngrijorare foarte mare pentru că pagubele, dauna produsă este foarte greu de reparat. Aș vrea,
Aș vrea să vă aduc puțin în discuție. Am urmărit foarte atent pagina dumneavoastră. Ieri ați avut o postare foarte interesantă. Guvernul Câțu trebuie să plece. Dacă îmi dați două minute, o să o citesc repede. Guvernul Câțu trebuie să plece, a spus dumneavoastră. Există mai multe motive pentru care guvernul Câțu trebuie să plece. Nu, nu este vorba de revenirea economiei în V, de care ne tot povestește premierul. Nu este vorba nici despre faptul că a crescut puterea de cumpărare a românilor, ci este vorba despre efectele dezastroase ale ultimului an și jumătate ale guvernării PNL-USR. Euro a depășit 5 lei, enumerați dumneavoastră câteva lucruri. Prețul la energie electrică s-a majorat cu 17%, prețul la gaze s-a majorat cu 20%, prețul la materiale de construcții s-a majorat cu 100%, prețurile mărfurilor alimentare au avut cea mai mare creștere din ultimii 10 ani, iar cele nealimentare s-au majorat cu 5,21%. Benzina și motorina s-au scumpit cu 9%. Și pentru ca tabloul să fie complet, spuneați dumneavoastră în postare, toate aceste creșteri de prețuri au venit la pachet cu înghețarea salariilor, blocarea majorării pensiilor, blocarea creșterii alocațiilor copiilor și în condițiile contractării unor împrumuturi exorbitante, un bonus oferit românilor de guvernarea de dreapta pentru care vor plăti generații de acum încolo. Mai grav este că guvernul împrumută bani nu pentru a face investiții în infrastructură, învățământ, sănătate și siguranță publică, ci pentru clientela politică și pentru tunurile date în perioada pandemiei. În concluzie, toate veniturile românilor scad în fiecare zi. Austeritatea impusă de acest guvern irresponsabil trebuie să ia sfârșit. Da. E postarea dumneavoastră. Legată și cu ceea ce a spus despre legat de PNDL, în care, într-adevăr, nu știi ce se mai întâmplă. Se pare că situația este una grea pentru România. Asta este o radiografie de moment. Acesta este tabloul realității. Adică sunt datele clare, sunt hârtii oficiale și PNDL-ul trimis de ministru, notificările pe care fiecare primar le-a primit. Deci asta înseamnă că cel mai de succes program, Programul Național de Dezvoltare Locală al României, PNDL 1 sau 2, este deja pus în cui. Deci resursele pentru a continua investițiile în localități, dezvoltarea localităților, pe toate palierele, fie că discutăm de economic, indiferent care palier, fie că discutăm de învățământ, de sănătate, de infrastructură rutieră, de sistem de apă, gaze și așa mai departe, toate acum sunt suspendate din lipsa banilor. Gândiți-vă cum ce trăire au firmele de construcții, care li s-a spus de către edilii localităților, dom'le, nu mai avem bani, e sistată execuția bugetară, trebuie să plecați acasă, să vă trimiteți oamenii acasă, pentru că nu mai sunt bani. Deci este o hârtie oficială. Nu povești și spunem că, dom'le, am auzit că s-ar fi întâmplat. E hârtie oficială pe care a primit-o fiecare UAT din țară. Ați enumerat și ce am scris și ce am postat acolo sunt doar câteva dintre motivele care stau la baza a ceea ce am spus, că acest guvern trebuie să plece, pentru că este un guvern care face rău românilor. Este foarte clar. Uitați-vă, puterea de cumpărare a scăzut. Domnul Câțu vine și male și astăzi în plenul Parlamentului. Vine și spune că economia s-a refăcut. Deci niște declarații care șochează, domne, adică vedem, simțim fiecare dintre noi, uitați-vă la prețul carburantului, a trecut de 6 lei, gazul, s-a majorat prețul la curentul electric, toate acestea au urmări asupra unor produse, toate se scumpesc în lanț. Euro a atins 5 lei, gândiți-vă, deci ăștia sunt niște realități pe care le simțim, nu sunt că va fi povești, repet, sau un discurs politic, pur și simplu asta este realitatea. Strategia alianței care guvernează acum, cred că a fost una bună, să zic așa, în sensul în care au asigurat vorum în Parlament, da, dar nu au participat la vot. Credeți că dacă participau la vot, alta era situația? Adică există nemulțumiți și din USR, există nemulțumiți și din PNL, ca să fiu mai direct? Cu siguranță altul era rezultatul, participând la vot le-a fost teamă, pentru că să știți că o mare parte din parlamentarii actului guvernamental, din actul guvernamental, să știți că sunt un irresponsabil și sunt oameni care i-au tras de mâine, că indiferent că fac parte din USR, din PNL sau UDMR,
sunt oameni care i-au trimis în Parlamentul României să fie responsabili, să se gândească la interesul românilor. Și sigur, în momentul când merg în teritoriu, nemulțumirea există pe toate palierele. Și categorii oameni sunt trași de minte și li se spune, bună, ați grijă, nu ne bine, asta e nivelul nostru de bunăstare care a scăzut. Ce facem? Gândiți-vă că orice sondaj pe care orice institut sondare, că cel puțin 70% spun, deci cel puțin încă o dată spun că direcția în care mergem este greșită. Și românii sunt din toate categoriile politice. Da, cred că dumneavoastră o simțiți mult mai puternic la Gorj, datorită faptului că, iată, președintele Consiliului Județean este domnul Cosmin Popescu, membru PSD, președinte executiv al PSD, și mă gândesc că se lovește acum de toate aceste probleme. De faptul că prin acel PNDL nu o să aibă bani, suspendarea lui, nu o să aibă bani pentru a plăti primăriile care cu siguranță sunt și bat toată ziua la ușa dumnealui, nu? Indiferent că sunt peneliste, că sunt PSD-iste. La Gorj se va mai simți acest lucru și prin faptul că, iată, la complexul energetic Oltenia urmează o perioadă destul de grea cu ceva restructurări. Cred că situația e puțin dificilă, să spun așa, sau la Gorj diferită la Gorj. Sensibilă. Este delicată, sensibilă. Vedeți că planul de restructurare nu se mai aprobă, bai secret, bai discret. Nu știu oamenii în ce direcție să aprobe. Avem o lege care am votat-o și care așteptăm să fie promulgată sau să vedem ce se întâmplă cu soarta celor care lucrează în condiții extreme, deosebite de muncă. Deci nu există o perspectivă, nu există, dacă vreți, o predictibilitate a acestei activități economice. Deci, clar că oamenii nu mai au nici măcar optimism sau speranță și au pierdut orice fel de urmă, de speranță. Adică totul merge de andoasele. Eu le-am spus într-o conferință de presă, în momentul în care domnul Câțu a venit în Gorj, știți, s-a dus la acel obiectiv care este extraordinar de bine făcut și ca și abordare, acea căsuță răsturnată. Practic este un acoperiș care simbolizează un V, fiind căsuța întoarsă. Ați făcut referire la V-ul dumnealui. Păi e creșterea economică la care se regăsește domnul Câțu acolo, un V. Deci, practic, acolo când s-a dus la acel obiectiv turistic din Gorj, domnul Câțu s-a simțit ca acasă. Totul e pe dos. Domnul Câțu merge în contrasens cu tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, eu știu, politică din orice stat european. Dânsul ne spune că totul este fantastic, avem creștere, că ne-am redresat și datele, de fapt, ne arată că suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, ca și vorba aia, ca și nivel, ca de investiții. Avem un deficit catastrofal. Deci totul este, nu știu, este de andoasă, dar domnul Câțu spune că totul este nemaipomenit. Dacă tot v-am prins, totuși uitați-vă că românii judecă poate altfel. M-am uitat puțin la rezultatul alegerilor parțiale, acestea care au avut loc săptămâna trecută, inclusiv dumneavoastră ați avut un candidat la Bumbești, Piții, care a pierdut alegerile. Ideea e că la nivel național, nu mai știu exact, sper să nu le încurc, PSD a avut un procent de aproape 40% sau 40%, PNL vine din urmă cu 39%. E un lucru, poate că românii judecă altfel sau calculează altfel toate aceste lucruri. Știți cum este? Sau mașinăria politică intră în funcțiune și face treabă? Sunt mai multe aspecte, într-adevăr, și pe latura asta se poate discuta, pentru că una e să ai resursele, să fii la guvernare și să, mă rog, și să momrești, să determini anumite direcții. Desigur, dacă ne gândim așa, am luat ca Partid Social Democrat în opoziție, am luat cele mai multe primării la aceste alegeri, deci practic putem spune că și ca și scor și ca și număr de primării putem spune că am câștigat aceste alegeri, dar o spun, fiecare știți cum este, cum își aștepte așa doarme, ce votează asta are. Sunt mai mulți factori care într-adevăr intervin în momentul în care sunt alegeri. A fost un rezultat, eu spun, aș putea spune că destul de bun al Partidului Social Democrat, practic exact cum s-a întâmplat și în Parlament, adică am câștigat alegerile parlamentare
Și noi suntem partidul care, în mod normal, așa trebuia să dea, să dăm primul ministru și să facem un guvern, dar uitați-vă că asta e situația. Până la urmă, oamenii au și posibilitatea acum să compare perioada guvernării PSD cu această perioadă de un an jumătate, chiar aproape 2 ani, de când liberalii guvernează, sigur, împreună în ultimele luni cu partenerii de la OSR, și sigur au posibilitatea să tragă concluziile necesare. Până la urmă, fiecare simte pe pielea lui când a fost mai bine și când s-a trăit mai bine și când a avut, vorba aia, un nivel mai ridicat al bunăstării, și comparația sau concluzia o trage fiecare în parte. Și dacă tot v-am prins, aș mai avea o curiozitate. În toamnă, PNL sau... Na, în interiorul PNL vor avea loc alegeri. Din punctul dumneavoastră de vedere, în funcție de cine va ieși președintele partidului, există o variantă sau există posibilitatea ca să se schimbe cumva, într-o formă sau alta, structura guvernului? Adică, nu știu, vă întreb, să existe o ruptură între PNL-USR, să existe o apropiere mai mare față de dumneavoastră, de PSD? Cu siguranță vor exista nemulțumiți în ambele tabere, și la PNL și la OSR. Sigur se va și așeza apelen dintre foștii pedeliști, să spun așa, și peneliștii care ei și foștii pedeliști care au îmbrăcat haina PNL-ului acum câțiva ani, practic ca să nu mai fie atâta, eu știu, să nu mai aibă atâta repulsie din partea electoratului. Știți foarte bine pe ce direcția au mers, pe ce măsuri de austeritate în 2010 s-a mers atunci și așa a pierdut încrederea în electorat. Se pare că acum acel clișeu se repetă, pentru că și acest guvern PNL-USR folosește aceeași metodă de austeritate, practic îngheață veniturile, nu există niciun fel de domenii în care să exceleze în ceva, investițiile nu există, deci practic într-o situație de criză, acest guvern al austerității aplică aceeași, dacă vreți, aceeași formulă prin care PDL-ul a aplicat-o în 2010, când au închis și spitale și școli și au tăiat peste noapte veniturile la oameni. Să știți că lucrul ăsta, în mare parte, s-a uitat, dar revine în memoria fiecăruia, simțind acum că puterea de cumpărare practic a scăzut, simțind că toate cresc în lanț și automat, știți, când este afectat bugetul familiei, automat tragi niște concluzii. Încep să simți, corect. Vă mai țin puțin, dacă tot v-am prins, n-am prea avut ocazia așa să ne întâlnim în studio. Domnule președinte, din punctul dumneavoastră de vedere, o să mă duc întâi la nivel național. PNRR, acel plan național de redresare și reziliență, este un plan care va ajuta România pe termen scurt, pentru că ăsta este scopul lui, scurt, mediu? Asta ar fi o întrebare. Și a doua întrebare, fondul de tranziție justă sau planul de tranziție justă pune la loc în gorj ceea ce dăm la o parte cu ușurință, zic eu? Aș începe cu acest fond de tranziție justă, care e cert. Vă rog. Este făcut și are destinație pentru 6 județe și acesta cu siguranță va aduce și va îmbunătăți oarecum viața. Și hai să spunem că va pune în loc ceea ce se distruge, ceea ce s-a distrus. Referitor la planul de redresare și reziliență, lucrurile sunt puțin mai complicate, în sensul că acel plan, tocmai că prin definiția lui de redresare, adică să redresești ceva și să aduci la o formă care a fost inițial. Deci este un plan național, dar cu acest plan noi ne-am făcut de râs. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care ne-am dus cu 3 ediții și toate 3 au fost respinse. În primul rând, nu vom beneficia de acel avans care se dă fiecarei țări europene acum. Spania deja a beneficiat de... A începe sigur, să sunt, simtă beneficii. Sigur, încep să simtă. E un avans. Bă. În al doilea rând, dacă este un plan care aduce beneficii României, dacă, sigur, este scris corect,
făcut de profesioniști. Adică acolo trebuie să te duci cu proiecte în anumit stadiu de maturitate, să te duci cu proiecte care să fie realizabile, nu cu povești, dar să te duci cu proiecte pe care să le aplici pentru întreaga Românie, deci pentru toate zonele, mai ales zonele care sunt defavorizate și zonele sau zonele mai sărace. Asta spune un plan național. Ori noi, ca și țară, datorită faptului că suntem extrem de orgolioși, și aici mă refer la ministrul Ghinea, ministrul zero, că ministrul care n-a performat în guvernarea Cioloș 2016, știți foarte bine că a tras zero fonduri europene. Da. Tu să vii și să faci aceeași propunere cu același ministru zero, care se face de râs de trei ori, practic ne face pe noi românii de râs, și să duci acolo și în loc să iau un exemplu din altă țară europeană care a aplicat cu succes, scrierea acestui plan prin proiectele depuse, noi mergem și direcționăm doar proiecte pentru o anumită zonă sau pentru o anumită clientelă, ne ținând cont de faptul că România are nevoie de dezvoltare în anumite zone și cu anumite proiecte. Acest plan are două componente, una de granturi și una de împrumuturi. Corect. Majoritatea țărilor europene s-au dus către granturile respective pentru că sunt bani care nu-i dai înapoi. Ori noi ne-am dus și ne îndatorăm și mai mult, mai luăm încă 15 miliarde de euro pe lângă alte 45-50 de miliarde care le-am luat până acum și mai vrem alt împrumut. Deci eu ca țară responsabilă și ca om apelez la niște profesioniști, dom'le, m-aș duce și m-aș concentra pe aceste granturi care sunt bani care nu-i dai înapoi. Las la o parte împrumuturile. Dar nici pe ăsta. S-a făcut așa un Palmer, Valmer și acolo nu se înțelege nimic și uitați-vă care a fost rezultatul. Te duci odată, spune Comisia Europeană că nu-i bun. Deci se analizează, spune unde trebuie să intervii. Te duci a doua oară, la fel, ți-l dă în brațe înapoi. Te duci a treia oară, același rezultat. Pe oameni buni, nu suntem zdraveni la cap. De serios, adică nu suntem zdraveni la cap. Adică vine Uniunea Europeană și spune, uite niște bani, fă, scrie niște proiecte, fă ceea ce trebuie și tu te interesează doar bucățile tale, de interes de grup sau personal sau de zonă. Am înțeles. Nu, adică lucrul ăsta clar, sunt niște chestiuni clare pe care le simte fiecare și sunt niște date oficiale. Adică eu nu vă spun din povești că, dom'le, planul ăsta se va respinge, că știu eu că am auzit. Nu, sunt clare. Deci de trei ori acest plan a fost respins. Asta ce înseamnă? Incompetență? Da? Lipsă de profesionalism și până la urmă sunt alte și alte interese. Deci eu alte concluzii nu pot să trag de aici. Am înțeles. N-aș vrea să vă țin foarte mult, totuși mi-a mai venit în minte o întrebare, profit de faptul că v-am alături. Ce se mai aude cu Târgu Jiu, Craiova-Târgu Jiu astăzi? Am văzut chiar dumneavoastră, cred că ați avut o opinie, cum că vă doriți ca acest drum expres să treacă pe lângă sau prin Cărbunești, pe lângă Cărbunești. Nu am spus că zona ca o părere personală, pentru că aș vrea să parcurgă cât mai multe localități, astfel încât din rețelele de deschidere să aibă acces la acest drum modern. Că asta e și interesul, de a atrage investitori, de a scoate în evidență potențialul turistic. Dar acest drum este certitudine acum. Și de asta mă bucur că a ajuns într-o fază în care toți cei care erau sceptici sau, mă rog, de-a lungul timpului nu credeau în realizarea acestui drum. Este foarte adevărat că mi-a luat foarte mulți ani de insistențe, dar este un proiect la care țin foarte mult, un proiect de suflet și am spus că nu mă las până când nu-l materializez. Voi continua și ca să închei prima parte a abordării despre acest drum, a fost astăzi o discuție, a venit firma respectivă, discuții cu reprezentanții Cineiru, cu reprezentanții UAT-urilor, pentru că trebuie aleasă varianta care corespunde astfel încât să fie făcută pe teren și nu din birou, asta 1 și 2, să fie și posibilitatea de expropriere sau de a trece pe undeva, să nu existe situri, să nu existe alte, eu știu... Și domnul președinte, să ne avantajeze și pe noi ca județ, că până la urmă e important și lucrul ăsta. Da, asta este, știți că asta este scopul drumului expres până la urmă. Până la urmă, noi ca să punem o altă alternativă, să punem ceva în loc, nu avem deocamdată la unitatea economică CEO. Și să vă spun, nu mă opresc aici și nu m-am oprit aici. Am cerut în plenul Parlamentului continuarea acestui drum
Bine, am făcut un amendament în Târgu Jiu până în Petroșani, Deva, Pațec și Deva, domnul autor. Alo? Respectiv, chiar dacă... Da. Acum vă auzim, alo. Da. Și cu proiectul respectiv, de la Târgu Jiu spre Deva, să știți chiar dacă... O să vă promit că o să-l, să-l aprob, o să-l finalizez, pentru că să știți că e singura variantă, singura alternativă pentru dezvoltarea economică a județului Gorj. Potențial turistic, investitori și orice vreți dumneavoastră. Deci avem legătura cu, practic de la Craiova, avem și un aeroport care este modernizat, deci avem legături cât se poate de rapide, avem, ar trebui să avem deschidere spre vestul țării și lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Deci pentru mine prioritară este această lucrare, drum expres, și pe care vreau să-l continui până la Deva. Deci, repet, am avut amendament la bugetul respectiv, am avut interpelări, am trimis și Ministerului Transportului, Ministrului Transportului o interpelare în sensul ăsta. Este oarecum prins ca și schemă în master plan și bucata de drum de care vă spun, dar trebuie insistență, pentru că știți cum este, dacă nu-i aloci banii necesari și nu există proiect de execuție, nu numai studii de fezabilitate, că alea sunt studii, rămân ca și studii. Trebuie să existe un proiect ferm de execuție, alături de studii și tot ceea ce trebuie, avize, autorizații de construcție, astfel încât lucrarea respectivă să nu fie abandonată pe parcurs. Am înțeles. Mulțumesc tare mult! Vă doresc spor la treabă și o seară frumoasă! Și eu mulțumesc mult! Sănătate! Mulțumesc! Alături de noi domnul Mihai Weber, președintele PSD Gorj, în același timp deputat PSD de Gorj. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat după publicitate, o să intrăm într-o legătură directă și cu un reprezentant al PNL, dacă se poate, cu domnul Radu Miruță de la USR. Iată ce spunea Dan Vâlceanu acum câteva minute, președintele PNL Gorj, în același timp deputat PNL de Gorj, pe pagina sa de socializare. Zicea așa: moțiunea de cenzură depusă împotriva lui Florin Câțu a picat. Câteva lucruri de care premierul Florin Câțu se face vinovat. Reușește să guverneze și să construiască o coaliție puternică capabilă să conducă țara mulți ani. Creștere economică, reducerea ratei inflației și a dobânzilor. Puterea de cumpărare este mai mare decât în Grecia, Ungaria, Bulgaria, confirmă și Eurostat. Politică bazată pe investiții, nu pe creșterea de taxe. A fost alocată cea mai mare sumă din ultimii 10 ani pentru investiții. Nu au fost introduse taxe noi, împrumuturi doar pentru investiții. Campania de vaccinare a scăzut masiv îmbolnăvirile, astfel că a fost posibilă reducerea restricțiilor. PSD și AUR s-au făcut de râs încă o dată. Este postarea domnului Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, deputat de Gorj în același timp. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat cu un reprezentant din partea PNL, cu un reprezentant din partea USR. Vă reamintesc că moțiunea de cenzură România eșuată nu a trecut. Am revenit la a doua parte a emisiunii în interes public. Vă reamintesc că PSD a introdus o primă moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. România eșuată s-a numit ea. Din păcate, România eșuată a eșuat astăzi. Am stat de vorbă cu domnul Mihai Weber, președinte PSD Gorj, deputat de Gorj în același timp. La telefon îl avem pe domnul Gheorghe Pecingină, deputat, era să spun președinte PNL Gorj, dar este deocamdată deputat PNL Gorj. O să-l întrebăm acum. Bună seara! Bună seara, domnul deputat! Bună seara, domnul Gheorghe Pecingină! Bună seara! Era să spun președinte PNL Gorj și, apropo de acest lucru, o să candidați la alegerile din iunie? 11 iunie, am înțeles. 11 iulie. Iulie, scuze, da. Nu o să candidez, sunt de drept vicepreședinte și o să rămân în continuare vicepreședinte la nivel județean. Am înțeles. Nu are rost să ocup, eu cred că este nevoie de foarte mulți dintre colegii noștri să acceadă în biroul permanent județean și cred că e normal să rămân pe poziția pe care o ocup și acum, pe care am fost ales, dar acum de drept o să fiu vicepreședinte al partidului. Aș vrea să fac o corectură, dacă îmi permiteți, cu riscul de a vă supăra, ceea ce nu-mi doresc, dar vă rog. Să fac, din fericire, moțiunea de cenzură nu a trecut, din fericire pentru români, a spune eu.
Am spus că nu a trecut, a ieșuat. Da, da, da. Da, ați spus din nefericire a ieșuat. Am spus din nefericire pentru PSD, da. A, da. Da. Eu zic că e și din fericire pentru ei, dar... Dumneavoastră spuneți din fericire pentru români. Ce s-a întâmplat la vot? Calculele erau făcute? Dacă mai votau... Nu, au știut și dânsii că vor pune această moțiune și au făcut un exercițiu politic, așa cum face de obicei opoziția. Au sperat pe anumite animozități care există în Partidul Național Liberal și în USR, pentru că sunt alegeri interne și au crezut că suntem construiți din același aluat ca și PSD-ul și că suntem dispuși să ne toporăm propriul guvern. Iată că nu s-a întâmplat așa ceva. Am demonstrat că suntem serioși, spre deosebire de PSD, și nu ne jucăm cu voturile cetățenilor români. Acum, sincer vorbind, v-ați ținut așa puțin respirația dumneavoastră, baliații dumneavoastră din USR? N-am avut nicio emoție, vă spun sincer, n-am avut nicio emoție. Am înțeles. Am știut din start care va fi rezultatul, dar știau și dânsii. Am înțeles. Haideți să venim puțin la județul nostru, la Gorj, acum că România a ieșuat, haideți să ajungem la Gorj. Domnul deputat, aveți alegeri pe 11 iulie, aveți alegeri în toamnă la nivel național. Ați avut alegeri la Motru, ați avut iată și o bătălie electorală, să-i spunem așa, în alegerile astea parțiale. Aveți un primar la Bumbești, Pițic. Îmi puteți face un tablou așa de ansamblu? Și o să zic o dată, spuneți-mi cum a fost la Bumbești, Pițic. Am văzut două echipe acolo, două echipe ale PNL-ului, echipa Câțu, Gheorghe Pecingină, Dan Vâlceanu, sigur și domnul Iordache la poză, echipa Orban, domnul Iordache, Gheorghe Pecingină, Dan Vâlceanu, acum nu știu care a fost la poză și cum a fost. Am văzut câteva declarații înțepătoare acolo. Am avut alegeri la Motru, nu a ieșit președintele Dan Vâlceanu, în schimb senatorul de Gorj, Ion Iordache, a ieșit și și-a exprimat un punct de vedere. Eu personal l-așteptam de la președintele partidului, de la domnul Dan Vâlceanu, să spună domnule, a fost ok sau nu a fost ok. Vă dau cuvântul. Da, să încep cu începutul alegerile la Bumbești-Pițic, au fost câștigate de candidatul Partidului Național Liberal, indiferent de cum ne poziționăm noi în lupta politică internă, atunci când luptăm cu adversarii politici, și mă refer în principal la PSD, suntem uniți, să știți. Și lucrul ăsta cred că s-a văzut. Spuneați despre Tim Câțu și echipa Ludovic Orban, eu vă spun că Gorjul, 99,9% s-a poziționat deja lângă Florin Câțu. Domnul Iordache este 1%, nu? Și asta nu? Să înțelegem că în PNL domnul Iordache este 1% și s-a poziționat alături de domnul Orban. Nu știu. Eu încerc să vă întorc acum, așa, ca să am și... Să vedem pe 25 septembrie cum și cine cum s-a poziționat. Majoritatea, deci cum vă spunem, 99%, inclusiv primarii PNL și-au exprimat public fără echivoc susținerea pentru Florin Câțu. Deci, din punctul ăsta de vedere, Gorjul se știe și la nivel național, suntem o echipă. Dar, în momentul de față, spuneți că nu știți, pentru că ne-ați văzut și lângă Ludovic Orban și lângă Florin Câțu, în momentul de față, Partidul Național Liberal are un președinte în funcție, se numește Ludovic Orban și este absolut normal în bătăliile externe pe care le avem să fim toți uniți și să ne susținem candidații pe care îi avem. Nu vom face, mă repet, greșelile pe care le-a făcut PSD-ul. Am înțeles. Și s-a văzut, am câștigat, am fanfar la, desigur, meritul principal este al candidatului. Am înțeles. Ne ducem și pe la Motru? Da, la Motru, sigur, am participat și eu la alegeri, am ajuns mai târziu, se deschisese deja sesiunea de vot. Dacă există nedumeriri sau probleme de orice natură, urmează să fie analizate de către organele de specialitate ale partidului. Să fiu sincer, mă deranjează aceste lor de poziție în public și în presă, atunci când vorbim despre bucătăria internă, să rămână bucătăria internă. Dacă eu sincer vă spun, așteptam o poziție a președintelui Dan Vâlceanu. Până nu, pentru că președintele Dan Vâlceanu știe regulamentul, știe statutul, știe deciziile care se dau la nivel central, făcând parte din Comisia Centrală de Organizare a Alegerilor și nu o să-l vedeți pe Dan Vâlceanu niciodată clamând public anumite lucruri. Procedurile trebuie respectate și, mă repet, ceea ce este bucătăria Partidului Național Liberal trebuie să rămână în interiorul Partidului Național Liberal.
Și au fost alegeri nu numai la Motru, au fost la Mătăsare, au fost alegeri la mai multe organizații, urmează duminică. La Motru a ieșit, la Motru a ieșit public și de aia a fost, până la urmă se vor relua alegerile. Nu știu ce s-a întâmplat și nu știu dacă în ce constau contestațiile sau problemele care au apărut la Motru, dar eu știu că, de exemplu, la Motru responsabil de zonă este domnul Ion Iordachis și dacă existau, a fost de la început acolo, dacă existau inadvertențe sau probleme de orice natură, îmi trebuia să dea drumul la alegeri, dacă era din punct de vedere al organizării alegerilor. Dar comentariile ulterioare sunt de prisos și trebuie să mă repet și fac un apel la toți colegii, s-ar putea să mai apară nemulțumiri. Lucrurile astea se rezolvă în forurile interioare, există regulamente, există decizii, sunt date, sunt publice, le au cu toții înainte să purcea de la alegeri, știu la ce se aștepte, știu care sunt pași pe care trebuie să urmeze și aș ruga ca lucrurile astea să le facă statutar și în conformitate cu regulamentul de organizare a acestor alegeri. Am înțeles. Alegeri la municipiul la Târgu Jiu, unde singura candidatură este a domnului Marcel Romanescu, mă gândesc că acolo treaba este rezolvată, vin alegerile de la organizația județeană. Singurul candidat până și acum... Și acolo lucrurile sunt rezolvate. Este domnul Dan Vâlceanu. Zice dumneavoastră, da? Florin Câțu. Lucrurile au fost tranșate. Deci nu mai, nu mai există în momentul de față un alt candidat? Până în momentul de față nu există niciun contracandidat pentru președintele Dan Vâlceanu. Am înțeles, am înțeles. Deci lucrurile sunt până la urmă luminate din punct de vedere punctul al PNL Gorj. Și chiar dacă ar exista un contracandidat, vă spun cu sinceritate, în momentul de față cred că ar fi... peste 90% Dan Vâlceanu în interiorul partidului și contracandidatul. Ați tăiat aripile celor care mai visează. Nu, n-am tăiat aripile, dar se știe că eu sunt fac parte din echipa al Dan Vâlceanu, se știe că eu fac parte din echipa Florin Câțu, adică lucrurile sunt, trebuie să ni le asumăm, nu putem să ne ascundem, să spunem azi sunt cu unul, mâine sunt cu altul, pentru că și lucrurile astea nu dau bine și trebuie să ne asumăm și au tot respectul meu și cei care sunt în echipa domnului Orban, au același respect și cei care vor dori să contracandideze pe Dan Vâlceanu, dacă va exista cineva, asta nu înseamnă că nu sau că nu voi respecta sau că nu voi mai discuta cu dânși. Problema este să ne asumăm, știți? Repede, George, vreau să mă duc și la nivel național puțin. În toamnă, alegeri, septembrie, alegeri PNL, da? Da. Așa cum spuneam, sunt doi candidați. Deocamdată și-a anunțat intenția doi candidați, Ludovic Orban, Florin Câțu. Întrebare. Se va schimba ceva în, în modul de guvernare al României dacă va ieși domnul Câțu sau dacă va ieși domnul Orban? Este prima întrebare. Și a doua întrebare, dacă domnul Câțu va lua președinția partidului, va avea loc o remaniere la nivel de miniștri? Vom vedea miniștri din județul Gorj? În ceea ce privește, să încep cu ultima parte, în ceea ce privește remanierea nu are legătură cu alegerile din partid. Așa cum ați văzut declarația premierului, eu analizez activitatea miniștrilor în fiecare zi. Corect. Și în funcție de activitate se va face remaniere sau nu. Am înțeles că va fi una chiar înainte de congresul PNL. Dacă au greșit și nu și-au atins targeturile pe care le-au stabilit împreună cu premierul și conform programului de guvernare asumat de coaliție, cu siguranță va exista și remaniere. Dacă nu, nu. În ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, dacă se va schimba ceva, eu cred că da, cred că reformele vor fi accelerate, nu vom mai sta ca în acest moment cu anumite legi pe însertare și vom accelera ritmul de reformă, așa cum dorește Câțu și da, se va simți, pentru că principalul obiectiv al guvernării Câțu este reprezintă investițiile. Am înțeles și o ultimă întrebare, vă duc în zona asta de minerit. Să știți că spun cei cei care protestează, iată, în piața prefecturii, că ceea ce ați promis dumneavoastră legat de grupa de muncă s-a reușit sau s-a băgat un proiect, da, de lege pe 12 aprilie și care are doar 12 luni, adică nu e vorba de 2 ani de zile. Știți că în fiecare toamnă, la 1 septembrie, se punea... Deci eu nu știu ce au citit ei, dar nu știu că unii dintre ei nu știu să citească, asta m-au convins în ultima perioadă. Luminați-ne dumneavoastră! Deci eu vă spun clar că ne-am băgat proiectul de lege pe care l-am... Deci nu e vorba de... Vă rog. Este de prelungirea condițiilor deosebite, este pe 2 ani de zile, adică din septembrie 2021 încă 2 ani de zile.
și acel proiect a trecut de Senat. Da, deci dacă nu știu să citească, să nu comenteze. Deci în septembrie, în mod normal, oamenii trebuie să continue exact pe același... Încă 2 ani, da. Încă 2 ani. Da. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, cu domnule plăcere. Deputat. Spălat treabă, vă doresc. Mulțumim. Mulțumesc. Cam atât a avut de spus domnul deputat Gheorghe Pecingină, prezent în Parlamentul României, la votul de astăzi. A fost, așa cum spuneam, moțiunea de cenzură România eșuată, care a eșuat, și am avut un punct de vedere al PNL, eu știu, al PNL-ului la nivel de Parlament. Iată și ceea ce spuneau protestatarii din piața prefecturii, că da, o să încerc să citesc, deși textul este așa mai răutăcios. Puneau domniile lor o veste tristă pentru toți cei care muncesc în condiții deosebite, inclusiv angajații CE Oltenia. Cei doi de la Gorj, doi PNL, e vorba de domnul Dan Vâlceanu și Gheorghe Pecingină, salvatori ai mineritului și ai angajaților CEO, au greșit, pun eu acolo, promițând încă din 12 februarie, prima săptămână a protestului în piața prefecturii din Târgu Jiu, că vor rezolva problema grupei de muncă pentru angajații CEO, adică o prelungire cu încă 2 ani autorizațiilor pentru condiții deosebite de muncă. Aceștia au reușit să depună acel proiect de lege abia pe 12 aprilie, data primei zile de greva foamei la Guvernul României. Și iată ce le spuneam de 2-3 luni de zile, din păcate se adeverește astăzi. Da, îl omit pe domnul Iordache, spun dumnealor că așa, astăzi site-ul Camerei Deputaților ne anunță că proiectul nu va fi votat în Camera Deputaților înainte de 16 septembrie, urmând alte 20-30 de zile până la promulgare și publicarea monitorului oficial. Ori autorizarea pentru condiții deosebite, prelungită și în 2020, expiră pe 1 septembrie. Deci ce va mai prelungi legea la sfârșitul lunii octombrie, spuneau domniile lor. Da, deci ideea nu era că se prelungește doar pe un an de zile, ci că nu va intra de la 1 septembrie. O să mai încercăm să mai luăm un punct de vedere din partea domnului Gheorghe Pecingină pe parcursul zilei de mâine. Suntem în legătură directă acum cu deputatul USR de Gorj, domnul Radu Miruță, președinte USR Gorj în același timp, proaspăt ales președinte al USR Gorj. Bună seara! Bună seara, domnule Moșteanu, și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interacționa cu dumneavoastră și de la distanță. Regia puțin mai tare. Noi vă mulțumim, domnul președinte, domnul deputat, pentru faptul că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. România eșuată a eșuat și ați avut dumneavoastră și câteva cuvinte pe pagina de socializare. Aș vrea să-mi comentați puțin ceea ce s-a întâmplat în Parlament și care a fost jocul până la urmă. Că au venit destul de încrezători cei de la PSD, au aruncat cuvinte grele în spatele coaliției de guvernare și probabil așteptau câteva trădări, asta dacă votul era fizic, avea loc fizic, nu așa cum a fost exprimat el astăzi. Vă rog. Cei de la PSD sunt în stare să-și dea jos doar propriul guvern. Asta au arătat. Că au arătat-o, au demonstrat-o. Acolo unde depinde doar de ei, evident că reușesc, sunt ași în așa ceva. Acolo unde lucrurile depind de mai mulți, nu sunt în stare. Votul de astăzi a fost un vot fizic, nu a fost un vot de la distanță, a fost un vot cu bile. Iar la acel vot cu bile, ei nu au reușit să-și strângă suficiente voturi pentru a da jos guvernul. Mai aveau nevoie de 32 de voturi, da, pe care nu au fost în stare să le adune. În fiecare sesiune parlamentară, practic, săptămâna aceasta a fost ultima săptămână a sesiunii parlamentare, ei n-au făcut decât să mimeze o opoziție depunând o moțiune pe care au voie să o depună o dată pe sesiune. În fața propriul electorat, puteau fi întrebați de ce n-ați depus sesiune în moțiune, de ce n-ați depus moțiune în sesiunea aceasta, cum aveați dreptul constituțional. Probabil că doar asta au vrut să mimeze. Nu-i recomandă nimic pe acești oameni să dea lecții de guvernare, pentru că au avut tot ei ocazia de vreo 30 de ani să arate că pot să facă ceva. Am înțeles. Nu au credibilitate să vină să spună că sunt în măsură a face ceva, când au avut 3 decenii la dispoziție să facă.
am înțeles. Vreau să vă mai întreb ceva. Domnul Radu Miruță, de curând ați fost reconfirmat, să spunem așa, în funcția de președinte al USR Gorj. Felicitări cu această ocazie. Urmează niște alegeri în interiorul PNL, PNL, nu neapărat PNL Gorj, ci la nivel național. Știți că, na, până la urmă e firesc, în orice partid există candidați și candidați. Aveți, așa, hai să spunem, strângeri de inimă dacă, eu știu, va fi câștigător Câțu, dacă va fi câștigător Orban, credeți că această coaliție va merge înainte, indiferent de cine va fi câștigătorul președinției PNL? Ce se întâmplă în curtea Partidului Național Liberal este strict treaba lor. Corect. Există o coaliție de guvernare care are niște principii de funcționare ce nu includ persoane, includ un algoritm parlamentar. Acel algoritm parlamentar este extrem de clar. Iar USR se va adapta pentru a aduce la îndeplinire sarcinile din asumate în cadrul coaliției de guvernare, indiferent cine va fi, dacă va fi domnul Câțu sau dacă va continua să fie domnul Orban. E o chestiune internă unui partener de guvernare și nu avem legătură cu așa ceva. Am înțeles. Ieri sau alaltă, nu, sper să nu mă înșel foarte tare, în Senat, dacă nu mă înșel la fel de tare, ați încercat schimbarea legilor primarilor în două tururi. Ați avut, da, e foarte trist. Ați avut câteva dezamăgiri acolo și din partea colegilor dumneavoastră de la guvernare. A fost un vot în Senat ieri, da, pentru care PSD și PNL au votat cot la cot împotriva modificării legii pentru ca primarii să fie aleși în două tururi. Va urma la Camera Deputaților. Este unul dintre proiectele pe care coaliția de guvernare și le-a asumat. USR a intrat la guvernare condiționând așa ceva. Această condiție a fost acceptată și vom vedea cum se vor manifesta cei din coaliție care și-au asumat public. Programul de guvernare este publicat și ducerea lui la îndeplinire. Corect. Nu este democratic sub nicio formă, dincolo de înțelegerile din coaliție, ca un primar să poată fi ales cu un număr atât de mic de voturi, fără să reprezinte comunitatea. Dacă au primarii care au făcut treaba acolo și dacă au primari de încredere, atât cei de la PSD cât și cei de la PNL, nu trebuie să se teamă de mergerea în fața electoratului și de tertipuri dintre acestea, de limitarea drepturilor oamenilor pentru a rămâne aceleași două mari partide pe vecie. Haideți să ne batem în proiecte, haideți să ne batem în calitatea candidaților. Oricum, cei care din partea PSD și PNL au primari, au prima șansă în continuare, să folosească această primă șansă și să arate că merită să fie în continuare primari. Nu să încerce un blocaj din acesta legislativ pentru a demasca, de fapt, teama de concurență. De alegeri, până la urmă. Ați avut o nouă experiență, să spunem așa, în alegerile parțiale de la Bumbejiu. Candidatul dumneavoastră a avut, din păcate, puține voturi. Vreau să vă întreb, încă o dată, repet, ați fost reconfirmat în funcția de președinte al USR Gorj. Aveți și la municipiul, la Târgu Jiu, un nou președinte în persoana domnului Bogdan Vladu. Ce veți schimba până în 2024? Veți lucra pentru a face organizații locale mai puternice? Veți umbla la oameni? Care e viziunea dumneavoastră până în 2024? Cum veți aborda alegerile din 2024? Vom umbla și la a face organizații mai puternice și la oameni. Noi ne-am format, primul test electoral a fost cel din vara aceasta. Oamenii noștri, cei mai mulți din plin, n-au mai făcut politică. Am văzut de-a lungul interacțiunii cu colegii noștri cine e mai serios, cine e mai puțin serios, cine e capabil să livreze, cine e capabil să se organizeze. Evident că am așteptat ca alegerile acestea să se termine conform protocolului de fuziune. Au fost alegeri în 62 de filiale USR, unde a fost și plus din județul Gorj. Și da, vom lua una câte una la rând pentru a tăia din rădăcină ceea ce nu funcționează. Sunt și la noi zone în care lucrurile nu funcționează
rămânem prieteni în continuare, rămânem în discuții pentru orice proiecte ulterioare, dar partidul trebuie să meargă înainte și trebuie să avem capacitatea să umblăm acolo unde lucrurile nu funcționează. Și în cadrul biroului județean sunt niște oameni noi, sunt mai mulți oameni, vor fi niște împărțiri de sarcini, fiecare om aleargă pe culoarul lui și vedem ce este în stare să facă în zona în care îi va fi atribuită de responsabilitățile pe care și le va asuma. Adică nu discutăm decât cu măsurarea eficienței oamenilor, așa cum se întâmplă și în mediul privat, stabilim niște indicatori de performanță atât pentru mine cât și pentru colegi, raportăm acești indicatori de performanță la o jumătate de an, la un an și vedem ce continuă, ce nu mai continuă. Am înțeles. Deci urmează o perioadă de lucru și în interiorul partidului dumneavoastră. Da, care reprezintă semnificativă. Semnificativă, da. Mulțumesc tare mult, domnule deputat. Și eu vă președinte, mulțumesc. Vă doresc o seară bună în continuare și spor la treabă. Asemenea, gânduri bune și dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumesc. Cam atât, domnilor și domnilor, în această seară despre prima moțiune de cenzură introdusă de către PSD împotriva guvernului Florin Câțu. România eșuată, s-a numit această moțiune de cenzură. A eșuat, din păcate, pentru PSD, așa cum spunea sau mă corecta domnul deputat Gheorghe Pecingină, și din fericire pentru domniile lor nu a trecut. Punem punct ediției din această seară. Noi ne vedem din nou mâine seară începând cu ora 21. Până atunci rămâneți alături de Gorj TV, urmează știrile, iar de la ora 21 vă veți întâlni cu Alin Ion și emisiunea Dialog Deschis. Toate bune, seară frumoasă!